Salve tuturor, eu sunt Claudiu și bun venit pe canalul meu, cel mai tare canal. Te caști pe tine de râs și ghiți ce? Am și șervețele dacă asta se întâmplă. Sunt pregătit. Astăzi vom testa cât de pervers este mintea noastră uitându-ne la niște imagini care ar fi ușor indecente. În cazul meu, după 10 ani de XXX videos unde am învățat că femeile din UK nu au niciodată bani să-și plătească taxiul, am învățat multe chestii despre Cehia și despre moneda lor națională. Și când zic moneda lor națională, mă refer la cât pot să-i dau unei fete ca să-mi accepte avansurile. Nu cred că mai e vreo urmă de îndoială când vine vorba de mintea mea, dar poate voi. Poate voi mai aveți o șansă. Așa, prima iluzie este asta. Știu, seamănă că un cap de... Lăsând glume la o parte și înainte să începem, o să vă rog să zdrobiți butonul ăla de subscribe, să lăsați un like, un share, tot ce vrea inimioara voastră drăguță și scumpă, că este vară, ne simțim bine și videourile o să vină pe bandă rulantă. Ok, ok, hai să vedem prima imagine. Tulai, Doamne! Așa arătau penisul oamenilor după accidentul de la Chernobyl. Le-a crescut branhii, dracu, ce-o fi alea? Zici că e un penis care face... Aia e! Din păcate e doar un gât de bărbat. Trist. A doua imagine. Bă, sincer, am văzut prima oară masca de Spider-Man, dar asta pentru că sunt obsedat de supereroi de când sunt mic. Sunt așa de obsedat că eu știam că Robert Downey Jr., adică Iron Man, o să moară în The Avengers, pentru că îi se termina contractul și le spuneam prietenilor mei și mi-au promis că dacă este adevărat și eu ar băga radiată de la Chernobyl în mine. Și pentru cei care zic că ăsta e spoiler, au trecut 2 luni. Get the over it. Yo, yo, yo! Deci video-ul ăsta o să fie 100% reported, să-mi bag. La ce vă gândiți, bă, nebunilor? E doar un orbola. Ce vă... Sclerozați așa. Stai așa. Cred că are un meaning mai deep de atâta. Ochiul ăsta seamănă cu zona intimă a femeilor, care este o metaforă pentru cum femeile controlează lumea. Da. Cred că toată lumea a văzut poza asta deja, nene. Și ceva? Cred că pot să fac și eu asta. Mamă, ești mândră de mine? Nu înțeleg, e spatele unui om dat cu cremă, de ce ar fi... Oh! 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 Spatele lui pare că e un... cur. Da, vedeți, e... Zic că e un cur și... Crema aia, de fapt, nu e cremă. Nu e cremă. M-am prins acum. Doamne, deci poza asta mi-a accesat amintiri pe care nici măcar nu știam că le mai am. Pentru cei care nu știu despre ce vorba, poza asta este mai veche decât dorința lui Ceaușescu să scape de popor cu elicopterul. La prima vedere îi spune că e un dos de femeie, dar de fapt e o lampă. De fapt e o femeie! Ha! Da, știu, și eu am fost mindfucked prima oară. Nici imaginea asta nu o înțeleg. Adică, care e faza? Evreii nu mai au voie să poarte chiloții roșii sexy? Discriminare! Stai că nu-mi dau seama, ce ai, mă, ce e aia, mă? A, e doar mâna băiatului, credeam că e prototipul meu, că seamănă foarte mult și m-am speriat. Bă, e clar că e mâna femeii, dar cine băle garul măgarului și ia mânuși cu testicule atașat? Pe bune? Moda în Rusia e foarte ciudată, bă. Ha, m-ați văzut vegan și imediat poze cu copaci care simulează reproducerea umană, ha? Respectele mele a mers. Până și copacii sunt mai activi ca mine. E incredibil ce se întâmplă, dar e ok. Ok, nu, deja copacul ăsta e altceva. Cred că am văzut copacul ăsta la World Class acum câteva zile. Făcea squat-ul cu 110 la spate, în puii mei. Copacul ăsta pune la respect 70% din femeile de pe Instagram. Nu joc! Nu mă prind. Arată ca o petrecere jalnică. Cine mai fumează trabucuri nowadays? Jesus! Iar copac... Ah, nu, asta e altceva. The Virgin Test! And I failed it! M-ai prins internetul, bravo! Kudos! Ok, cred că poza asta ne transmite ceva mai adânc, mai subtil. O orgie de delfini. Nu vedeți delfinii? Stați-i numărul împreună. 1, 2, 3, 4... V-am spus! E așa de amuzant! În primul rând pentru că zici că poate niște testicule pe gât. În al doilea rând pentru că alt cuvânt pentru penis în engleză este cock, care înseamnă cocoș, care... Uite, ăla-i cocoșul. Comedie de aur. E ce mai vrei? I want a cock. Oh, asta cred că e prima imagine care mă păcălește cu adevărat. Gen, ăla-i piciorul din femeie. Well done. Uf, nu înțeleg. E o fofolancă? Asta e o fofolancă? Păi asta trebuie să fie o fofolancă așa, mai new age 2019, pizzi style, new modern age shit. Că nu-mi dau seama cum vine și cum se termină. Fetele. Asta a fost și cu video pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Lăsați jos în comentarii categoria voastră preferată pentru porno, o să o las și eu, bineînțeles. Și până data viitoare vă urez un salve cât mai sănătos!